Luna mai în 11 zile. Pomenirea sfințitului mucenic Mochie. Acest sfânt a trăit în vremea împăratului Diocletian și a nedregătorului Laodichie și era din Roma cea veche și preot al Sfintei Biserici a lui Dumnezeu din cetatea Amfipolii, care este în părțile Macedoniei, și se nevoia, învățând și propovăduind păgânilor, să se lepide de deșarta închinare la idoli, sfătuindu-i să îmbrățișeze credința cea mântuitoare a creștinilor, iar pe creștini îi învăța să se apere de închinarea la idoli și aducea mulțime de păgâni la Biserica lui Hristos. Deci s-a dat atunci poruncă tuturor locuitorilor din acele părți să se adune ca să aducă jertfă în cinstea zeului păgân Dionisios. Mulți dintre creștini, nevrând să jertfească idolilor, dar cunoscând cruzimea pedepselor, își lăsau toate ale lor și fugeau spre ascunzători tainice, până ce avea să treacă urgia. Văzând atâta spaimă de moarte pentru mărturisirea lui Hristos, Sfântul Mochie s-a hotărât să dea creștinilor o pildă de bărbăție, înfruntând orice primejdie. În ziua hotărâtă pentru praznic, a mers deci în capiștea idolilor și a intrat în lăuntru. Și făcându-se jertfă lui Dionisios, Mochie a ridicat glas mare și ca să aducă dovadă de deșertăciunea idolilor că sunt fără putere, a răsturnat altarul lui Dionisios cu tot ce era pe el. Și s-au umplut de mânie păgânii și, repezindu-se, l-au prins și l-au dus la dregătorul cetății. Acesta, aflând fapta săvârșită, și cunoscând chiar din gura lui că este preot al creștinilor, a dat poruncă slujitorilor lui să fie pus la chinuri. Și a trecut prin toate vămile muceniciei și l-au spânzurat cu capul în jos mai întâi și l-au strujit la tâmple, la coate și la fălci. După aceea, aprinzând un cuptor cu smoală, cu câlți și cu vițe, că se înălța văpaia ca la 7 coți, l-au aruncat în mijlocul focului, dar a rămas neatins. A stat apoi multă vreme în temniță. Sosind un alt dregător, Maxim, l-a scos la întrebare și, mărturisind el pe Hristos, a fost legat de 2 roți de care a fost zdrobit, dar a fost păzit și acum nevătămat. A fost dat la fiare, dar nici ele nu i-au făcut niciun rău. Deci a fost trimis la Perintopol, în Tracia, iar pe acolo, în Bizanț, unde i s-a tăiat capul. Pe locul unde Sfântul și-a primit sfârșitul, Marele Împărat Constantin a ridicat o prea frumoasă biserică în cinstea mucenicului Mochie și se face pomenirea lui în fiecare an, la 11 mai. Într-o această zi, cuvânt din Pateric. Un frate a întrebat pe un părinte zicând: cum aduce diavolul ispitele la sfinți? Și a zis lui starețul: era unul din părinți, anume Nicon, și petrecea în muntele Sinai. Și s-a întâmplat unui tânăr de a intra în casa unui egiptean și, aflând pe fiica lui singură, a căzut cu ea în păcat. Apoi a învățat-o pe ea să zică: Ava Nicon mi-a făcut mie aceasta. Deci, după o vreme, venind tatăl ei, a aflat de aceasta
și luându-și sabia, s-a dus la stareț și bătând în ușă, a ieșit starețul. Și ridicându-și mâna sa, ca să-l ucidă pe el, îndată i s-a uscat mâna. Apoi, întorcându-se acasă, egipteanul a spus celor mai bătrâni din sat și ei au trimis după stareț și l-au adus. Iar după ce a sosit starețul, l-au bătut, rănindu-l și voiau să-l gonească pe el, dar el l-a rugat, zicându-le, lăsați-mă pentru Dumnezeu, ca aici să mă pocăiesc. Deci, l-au pus pe el 3 ani într-un loc mai departe, poruncind ca nimeni să nu meargă la dânsul. Și a făcut acei 3 ani, venind în fiecare duminică, căindu-se la biserică, și se ruga tuturor zicându-le, rugați-vă pentru mine. Iar mai pe urmă, acela ce făcuse păcatul și care aruncase vina asupra starețului, s-a îndrăcit și s-a mărturisit înaintea tuturor zicând, eu am făcut păcatul acesta și am năpăstuit pe robul lui Dumnezeu. După aceea, mergând, tot poporul se căia înaintea starețului zicând, iartă-ne pe noi, Ava, și le-a zis lor, ca să vă iert, vă iert, dar ca să nu mai petrec aici cu voi, nu voi petrece. De vreme ce nimeni nu s-a aflat din voi, având socotire dreaptă, ca să mă miluiască pe mine, și așa s-a dus de acolo. Deci a zis starețul fratelui, oare vezi cum aduc diavolul ispite asupra sfinților? Într-o această zi, cuvânt al preacuviosului părintelui nostru Efrem Siru despre gândul la ieșirea din viață. Oare nu știți, frații mei, ce fel de frică și nevoie avem să pătimim în ceasul ieșirii noastre din viața aceasta, când sufletul se va despărți de trup? Mare frică și mare taină se săvârșește atunci, că vin îngerii buni și mulțimii de oaste cerească și toate puterile cele protivnice și stăpânitorii întunericului, amândouă părțile, voind să ia sufletul și să-l așeze și să rânduiască locul lui. Deci, dacă sufletul și-a câștigat de aici, din lume, fapte bune și a viețuit viață cinstită, aceste fapte bune se fac îngerii buni și îl înconjoară pe dânsul și nu lasă pe nici una din puterile protivnice să se atingă de dânsul, cântând cântări de biruință lui Dumnezeu și îl duc pe el la Stăpânul Hristos și Împăratul Slavei și îl închină lui împreună cu toată puterea cerească și îl duc de aici în loc de odihnă într-o bucuria cea negrăită de-a pururea, într-o lumină cea veșnică, unde nu este întristare, nici suspin, nici lacrimi, nici grijă, ci viață nemuritoare și veselie veșnică, împreună cu toți ceilalți, care bine au plăcut lui Dumnezeu, într-o împărăție a cerurilor. Iar dacă în viața aceasta cineva a trăit urât și petrecând împreună cu patimile, și tăvălindu-se într-o dezmerdările trupului și în deșertăciunea lumii acesteia, unuia ca acela, în ziua ieșirii lui din viața aceasta, însăși patimile și dezmerdările pe care le-a câștigat, îi se fac draci răi și îi înconjoară ticălosul suflet și nu lasă pe îngerii lui Dumnezeu să se apropie de el, că îl iau pe dânsul împreună cu puterile cele protivnice, cu stăpânitorii întunericului și îl duc lăcrămând, mâhnit, cu jale și tânguindu-se în locuri întunecate și în negurate și de întristare,
unde toți păcătoșii stau, așteptând ziua judecății și a osândii veșnice, în care diavolul va fi aruncat împreună cu îngerii lui. Deci se cuvine nouă ca de aici, din lumea aceasta, să avem toată silința și purtarea de grijă pentru ieșirea noastră și să ne pregătim fapte bune, vrednice și să se sprijinească în ceasul de nevoie. Și care sunt faptele bune ce am zis, că se prefac în îngeri și stau împotriva dracilor, adică împotriva patimilor noastre. Acestea sunt dragostea, smerita cugetare, îndelunga răbdare, înfrânarea, suferirea, chibzuirea, supunerea, liniștea, bărbăția, dreptatea, fecioria, umilința și cele asemenea acestora. Faptele acestea bune ne sprijinesc în ceasul acela și nimeni nu poate să se împotrivească lor. Iar patimile care am zis că se prefac în dragi sunt acestea: ura, trufașa cugetare, învărtoșarea inimii, trândăvia, deșarta cuvântare, iuțimea, cearta, pisma, mândria, slava deșartă, neștiința, ținerea de mintea răului, vrajba, defăimarea, răutatea, pofta, înălțarea, lăcomia pânticiului, înverșunarea și peste toate acestea iubirea de arginț, în scurt, toată satanicească viclenie. Deci patimile acestea, prefăcându-se în draci, în ziua ieșirii noastre, iau sufletul, după cum se spune, că pe care le-am luat și le-am iubit aici mai înainte, le-am și pregătit și ele ne stăpânesc pe noi. Și toate acestea, după moarte, împreună cu noi vor merge și vor domni și acolo peste noi. Și nu va fi cine să ne scape pe noi de ele. Deci să gândim și să înțelegem, până avem vreme, cine sunt stăpânii noștri, și să fugim și să-i lepădăm pe ei, și să îmbrățișăm faptele bune, ca după ce vom ajunge la sfârșitul nostru, ele să ne ajute nouă și să ne izbăvească de cei protivnici, și să cunoaștem pe cei ce stau împotriva noastră, și să știm cine sunt și ce fel de rele ne pricinuiesc. Deci să fugim de dânsii ca de niște șerpi otrăvitori sau ca de foc. Și chiar de ne-ar fi tras pe noi de la fapta bună și ne-ar fi împiedicat, să ne sârguim până avem vreme și până suntem în viață, a lepăda relele și după pocăință și prin lucrarea faptelor bune să îmblânzim pe Dumnezeu și să ne pregătim pe noi spre ieșire, ca nu cumva venind El și bătând să ne aflăm nepregătiți, că în ceasul când omul nu se așteaptă, Domnul nostru va veni și venind să ne aflăm gata într-o întâmpinare a Lui. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.